Hei, bună să ne fie ziua, dragii mei și dragile mele! Ieri dimineață m-am trezit, bine, în propriu spus m-am trezit, dar pot să zic că m-am trezit făcând sport. După 2 săptămâni de sedentarism, m-am hotărât să mă pun serios pe sport. Am făcut 200 de flotări, 250 de genoflexiuni, 5 ture pe bloc și iată la mine cum am început să gâfui ca cel din urmă sedentar. M-am gândit că ar fi cazul să fac sport în fiecare dimineață și vă sugerez și vouă să faceți sport, pentru că scăpăm de virusul de afară, dar dăm de naiba pentru că nu facem mișcare. Sedentarismul cauzează foarte multe boli și asta coroborat cu un regim alimentar dezastros. Problemele de inimă de acolo vin, inclusiv și diabetul și în unele cazuri chiar și cancerul. Mișcarea este esențială, așa că m-am gândit să-i dăm drumul la mișcare astăzi. Haideți! Începem cu câteva flotări. Cu ce prindeți prin casă? Eu asta le aveam, mulțumesc lui Dumnezeu. Și m-am gândit după 2 săptămâni de stat în casă că ar fi cazul să mă apuc serios de sport, mai ales după experiența de ieri, când am început să gâfâi ca cel din urmă sedentar. Hai! Începem să facem o serie de flotări și apoi vedem mai departe. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 de flotări. Faceți 4 serii de 25 de flotări. Nu stau să le fac pe toate pentru voi acum ca să le vedeți, dar 4 serii de 25 de flotări. Pentru începători, prima săptămână 4 serii de 15, a doua săptămână 4 serii de 20, a treia săptămână 4 serii de 25, din orice exercițiu pe care îl faceți. Haideți să trecem la un alt element cu care ne putem desfășura. Hai să facem cu aceste gantere. Acest exercițiu este unul foarte bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, țineți mușchiul în tensiune, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evident, pentru cine dorește, poate să facă pe rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu stau să vă fac acum toate seriile. Eu vă sugerez ca la fiecare gen de exercițiu să faceți, când e vorba de ambele mâini în același timp, 4 serii de 25, ori faceți 4 serii de 50 când faceți pe rând. O să vă mai dau de asemenea posibilitatea să lucrați. Cine are acasă elastic, acest elastic este magic. Cu el poți să faci foarte, foarte multe exerciții. L-am primit acum câțiva ani, închipuiți-vă. E foarte, foarte tare acest elastic. Ține mușchiul în tensiune. Este foarte permisiv. Îți dă posibilitatea să lucrezi în fel și chip. Avem exerciții pe care le putem face. Uite așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și tot așa până la 50, cum v-am spus, ca să aveți câte 25 pe fiecare mână, faceți 4 serii a 50 sau așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Puteți să-l faceți împreună cu mine, acum. Dacă aveți un elastic de genul ăsta sau alt elastic, că mai există fel și fel de elastice.
și de asemenea puteți să lucrați cu el și așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tot până la 25, da? 4 serii de 25 de fiecare dată când lucrați cu mâinile. Un alt exercițiu foarte bun este și acesta, în care puteți să vă lucrați picioarele amândouă în același timp. Tot așa, dacă faceți în același timp până la 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci, pentru cine poate, repet, nu e cazul să vă extenuați. 4 serii a 15, 4 serii a 20, 4 serii a 25, după cum puteți, mai ales în prima săptămână. Mișcați-vă, nu este ușor, dar sedentarismul este periculos și e cazul să facem cumva să scăpăm din toată povestea asta. Că ne ferim de virus, dar dăm de alte boli, stând în casă, vă asigur. Puteți să faceți și așa, e același exercițiu, dar cu fiecare picior pe rând. Și pentru cine poate, face 4 serii de 30, 4 serii, adică de 30 în sensul că face așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ca să fie pe ambele picioare câte 15, înseamnă 30, 4 serii a 30, 4 serii a 20 sau 4 serii a 50. Cam asta e. Eu sunt Camara, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Putea să fie și mai lung, dar nu este cazul. Eu am mai făcut sport azi. A fost un demo pe care vi l-am arătat după sport. De aceea mă simt și mai obosit acum. Vă sugerez să faceți mișcare. Mișcarea este esențială. Pentru că ne ferim de virusul de afară și ne pasc alte pericole stând în casă. Hai să facem sport, hai să ne mișcăm împreună. Se poate și în casă, căutați trepte să lucrați pe ele, faceți orice, prindeți prin casă, puneți mâna și faceți sport, vă rog din toată inima mea. V-am pupat!